Disperare în rândul bolnavilor sibieni. Au muncit o viață, iar acum banii de pensie nu le ajung să își cumpere medicamentele care să le asigure o bătrânețe liniștită. Iar când tratamentul ajunge la sute de milioane de lei, disperare e cu atât mai mare. Se întâmplă în cazul bolnavilor de hepatită cronică virală C. Nu își pot permite să își cumpere din farmacii interferonul, așa că așteaptă ca dosarul să fie aprobat de Ministerul Sănătății. Numai că durează și până la un an și jumătate până când beneficiază de tratamentul gratuit, iar unii spun că este prea mult pentru boala lor. Gheorghina Nicolae are 58 de ani. În această vară a fost diagnosticată cu hepatită cronică virală C. Nu își permite să-și cumpere medicamentele din farmacie, așa că nu i-a rămas decât să aștepte o minune, iar dosarul să-i fie aprobat astfel încât să beneficieze de injecții gratuite. A fost trecută perița de așteptare, însă i s-a spus că poate dura și un an și jumătate până când află dacă primește medicamentele gratuit. De ce boală suferiți și ce medicament ar trebui să luați? Hepatită cronică virală C, descoperită din vara aceasta. Am fost internată, mi s-a făcut analiză, mi s-a făcut puncție și înaintează hepatita cronică mereu. În loc să staționez, înaintez. Și numai după injecțiile astea interferon se poate staționa și mă pot face bine. Timp de 4 luni trebuie să fac injecții în chicior, săptămânal, cu 4 luni de zile. Și asta costă foarte mult, 20 de milioane în comerț o fiolă singură, plus pastilele. Și îmi spune că le dă ministerul la ăștia cu hepatită cronică virală C, le dă gratuite. A, e ușoară. B, iar e ușoară. Dar asta C, e foarte grea. Că dintre asta merg în ciroză și din ciroză merg în cancer. Da. Și eu nu vreau. Eu nu vreau. Că n-ar ce să mă aduce bine. În Sibiu sunt 57 de persoane care așteaptă ca dosarele să le fie aprobate de către Ministerul Sănătății. Facem la toți acești bolnavi un dosar. Deci noi, medicii curanți, care ajung la casele asigurări din Sibiu, unde este o altă comisie care supervizează acestea, și atunci se trimit la București. Din păcate, în ultima vreme, de când situația financiară din Ministerul Sănătății s-a agravat și mai mult în contextul general, economic, financiar, sunt situații în care sunt bolnavi care stau de un an și jumătate, așteptându-și verdictul de la Casa Națională de la București, dacă da sau nu. Sigur că în această perioadă de un an și, se pot întâmpla multe. Din hepatită poate să ajungă în ciroză. La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu există 35 de persoane aflate pe liste de așteptare pentru tratamentul hepatitei cronice VHC și 22 de persoane pentru tratamentul hepatitei cronice VHB. Timpul mediu de introducere în tratamentul suportat de Casa de Asigurări de Sănătate fiind cuprins între 6 și 9 luni, în funcție și de tratamentele anterior aprobate. Interferonul poate fi cumpărat din farmacii, însă puțini își pot permite. Nu pot. La 3 milioane jumate ale mele, nu pot. Nu pot. De multe ori, îmi lăs de la gură să-mi cumpăr medicamentele, de multe ori mi-am împrumut de bani să iau amărâtă de pâine. Cred că sunt prea puțini în România care își permit ei să-și cumpere. Sigur că sunt câțiva bogați și foarte bogați, pentru care, ce știu eu, o investiție în ghilimele de 50.000 de euro pentru niște luni n-ar fi o problemă. Dar pentru cei mai mulți, nu e o variantă realistă să-și cumpere ei tratamentul. Încă trebuie așteptat. Este un program al Băncii Mondiale la care adera România și de acolo se plătesc acești bani. Nici măcar atât din banii contribuabililor. Deci cu atât mai mult ar trebui să nu se aștepte. Medicii sibieni spun că există și limită de vârstă. Bolnavii primesc tratamentul cu interferon gratuit până la 65 de ani. Medicii spun că au fost și cazuri când sibienii au așteptat mai bine de un an, iar când dosarul le-a fost aprobat, nu au mai beneficiat de tratament pentru că au împlinit limita de vârstă.